Astăzi o să ne uităm la efectiv cele mai inutile invenții. Ok, cum ar fi bicicleta asta, nu știu cine ar merge pe bicicleta asta, adică pare foarte dureros să mergi pe ea. Dar băi, aparent era un antifurt, adică să parchezi bicicleta frumos și nimeni nu o să se urce pe ea. Adică clar nimeni nu o să-ți fure bicicleta. Ok, are niște cuțite din acestea de plastic. Să vedem ce face cu ele. Și-a făcut o pereche de ochelari. Arată groaznic, arată oribil. Băi, cum să porți așa ceva? Ok, ciga asta e o alarmă. Băi, nu aș vrea să mă trezesc dimineața cu chestia asta. Adică uitați-vă și voi cât de oribil arată. Nu! Băi, voi vă treziți, dar vă treziți și cu un gât rupt. Adică, clar că o să vă treziți cu un gât rupt. Ok, a lipit o baterie de niște foarfece. Și ce vrea să facă? Aaa, ce tare! Și practic ai o foarfecă automată. Băi, cât de tare e chestia asta. Bun, ce vrea să fie asta? Și-a pus-o pe Adidas. Și... a, gata mă, vrea să fie un cup holder pentru băutura ta. Băi, cât de oribilă e treaba asta, nu! Ok, the most useless invention, haideți să vedem. Băi, e practic un încărcător portabil pentru telefon, funcționează, dar nu cred că ți-l încarcă prea repede chestia aia. Dar cel puțin poate ți-l ține în viață. Ok, tipa asta are o foarfecă și un scotch. De ce își lipește tălpile de scaunele alea? De ce? A, ca să șteargă praful. Băi, de ce nu te urci pur și simplu pe scaun? Adică e atât de simplu, nu trebuie să te complici atât. Ăsta vrea să fie un televizor și totodată o cutie din aceea pentru șervețele. Băi, foarte tare, foarte impresionantă invenția, dar nu prea te ajută la nimic. Ok, the useless box. Mamă, îmi plac foarte mult astea, dar gândiți-vă că nu sunt efectiv bune de nimic. Oh my god, ce face tipul ăsta? Cum conduce mașina aia? Ce vrea să fie mașina aia? Cum e posibil să conduci așa ceva? Ce vrea să fie chestia asta? Aaa, e un bol de popcorn și te trezește atunci când adormi la film. Dar întrebarea e cum își dă seama că tu ai adormit? Asta e cea mai mare întrebare. Ok? Nu, asta e o bicicletă, dar e și o bandă din aceea de mers? Adică, băi, ori mergi, ori te dai cu bicicleta, nu poți să le faci pe amândouă. Și pare foarte înceată chestia asta, vreți să vă mint, chiar pare foarte înceată, ok? Astea sunt niște oglinzi pentru mașină. A, și să vezi când te dai jos. Dar de ce nu scoți capul pe geam pur și simplu, de ce nu faci asta? Ok, ne arată el cum se face cu adevărat. Bun. Exact, asta aș ziceam și eu, trebuie doar să scoți capul pe geam și s-a rezolvat toată problema. Ok, cu chestia asta pare că tu de fapt îți miști mouse-ul pe ecran, dar tu de fapt ești un leneș și nu muncești. Adică, băi, cât de leneș trebuie să fii să faci chestia asta, adică mai bine muncești direct. Ok, ăsta e un suport pentru controller. Dar, exact, de ce nu-l pui pur și simplu în dulap, de ce trebuie să-l atârni acolo? Oh, nu, câtă sare își pune omul ăsta în bol. De ce ai face toată abominația asta? Adică pur și simplu trebuie să învârți de câteva ori de solniță și s-a rezolvat problema. Nu mai trebuie să îți faci toată chestia aia. Ok, ce vrea să fie asta? Pare să fie o bucată mare de cașcaval, măi băie și fete. Mie din asta îmi dă vibe-uri. Ok, haideți să vedem ce vrea să fie și nebunia asta. A, o pereche de căști? Băi, e foarte pointless toată treaba. Și pe lângă asta trebuie să-ți pui și tu căștile tale ca să poți asculti ceva la ele. Nu, doar poartă-ți căștile normal, ok? Mamă, omul ăsta și-a făcut mare plug de zăpadă din cutia televizorului. Băi, cât de leneș trebuie să fie omul ăsta. Ok, avem un suport pentru cureaua ta? E un suport pentru ou? De ce ai vrea să porți un ou după tine? Cine ar purta chestia asta? Bun, tipul ăsta a inventat și că un mod prin a-ți mânca supa automat. Haideți să vedem cum funcționează nebunia asta. Pentru că pare foarte crazy. Oh my god, și ăsta ce era slow mode. Cum e modul cel mai rapid? Sunt foarte curios. Haideți să vedem și fast mode. Oh my god. Băi, dar nici măcar nu mănânci supa în felul ăsta. Numai o împrăști peste tot. Ok, o periuță de dinți automată. Nici măcar nu-i atinge dinții. Ce e cu chestia asta? Nu. Ok, o toaletă care arată foarte înfricoșătoare. Nu m-aș pune pe toaleta asta în viața mea. Bun? Și le ridică? De ce ai vrea să mergi la baie de la înălțimea aia? Nu, n-aș folosi chestia asta niciodată. Spuneți-mi în comentarii voi dacă ați folosit-o. Ok, ăștia sunt niște ochelari pentru plâns, cred că sunt, adică așa par să fie, da? Și chiar pentru asta sunt. Ok, băi, foarte nefolositoare invenția. Gândiți-vă doar cum e să mergeți pe stradă cu chestia aia pe ochi.
No, cine a inventat chestia asta? Băi, ce scop are pe lumea asta, adică decât să te facă să amețești foarte repede? Dar pare foarte distractiv, adică clar m-aș da pe ea. Ok, ăsta vrea să fie un dispozitiv cu care poți să mănânci Pringles și automat. Băi, pare foarte greu de făcut chestia asta, adică mai bine îți bagi mâna în cutie și mănânci direct Pringles și adică decât să faci toată chestia asta. Spuneți-mi în comentarii voi dacă voi ce preferați, să folosiți chestia asta sau să îi mâncați într-un mod normal. Ok, un ambalaj de la oul Kinder Surprise. Ce face cu el? I-a dat câteva găuri și a pus niște condimente. Cred că vrea să fie piper chestia aia neagră. Ok? Și-și condimentează mâncarea. Adică de ce nu folosești pur și simplu o solniță? Un inel foarte ciudat? Mamă, e un inel pentru un singur M&M. E un inel pentru un singur M&M. Cine mănâncă doar unul? Ok, cu chestia asta poți ține cerealele crunchy, adică nu o să ți se înmoaie niciodată. Pentru că uitați-vă și voi, efectiv, când ai nevoie de cereale în lapte, doar apeși pe buton și îți pică automat de acolo. Dar e foarte, adică pare foarte inconfortabil să mănânci cu chestia aia. Băi, ce vrea să fie chestia asta? Adică de ce există așa ceva? Nu, omul ăsta și-a făcut mare suflător de frunze din căruciorul copilului. Oh my god, gândiți-vă doar să aveți copilul acolo și să faceți chestia asta. Mamă, cât de dureros pare să stai pe scaunul ăla. Oh my god, îți intră direct în fund chestia aia. Nu, no, n-aș sta niciodată pe el. Uitați-vă cât de urât arată. Cum să mergi cu asta după tine? Nu. No. Băi, unde s-a ajuns? Efectiv, unde s-a ajuns? Nu, no, cât de scârbos. Uitați-vă și voi, e efectiv un model de farfurie cu furnici pe ea. Cum să mănânci din chestia asta? Mamă, omul ăsta, dacă n-ați înțeles din videoclip, și-a pus LED-uri pe ecran și atunci când își ia mare flash, uitați-vă cum se luminează camera. Mamă, pe gândiți-vă că orbești cu chestia aia pe ochi. Ok, haideți să vedem ce a mai inventat. E un... Oh my god! Și când conduci și te lovești de ceva... Băi, nu pare deloc safe să te joci cu chestia aia. Asta vrea să fie o tastatură la înălțime? Oh my god, cine ar cumpăra așa ceva? Și asta vrea să fie tot un mouse așa la înălțime? Adică pare foarte incomod să-ți folosești tastatura și mouse-ul în modul ăsta. Băi, sunt drăguți ochelarii ăștia, dar sunt foarte pointless. Dar arată foarte drăguț pe câini. Ok, asta vrea să fie un pistol pentru pasta ta de dinți? Băi, arată foarte interesant. Sunt tare curios cum merge. Ok, și pune pe periuță. Mamă, cât de distractiv pare, clar mi-aș cumpăra și eu o chestie din asta, chiar dacă, băi, nu prea te ajută la nimic, adică mai mult îți faci mizerie cu ea. Băi, și cam acesta a fost clipul, vreau să-mi spuneți în comentarii care vi s-a părut vouă cea mai inutilă, să vă abonați, să lăsați un like dacă încă nu ați făcut-o și dacă vreți să vă mai uitați la încă un clip, o să vă apară acum două pe ecran.